Ați locurile. Slăvit să fie Domnul. Amin. Îmi doresc ca în seara aceasta predica să n-aibă coadă. Adică să nu vă port încoace și încolo, ci să aibă aripi să vă ridice în sus. Amin. De aceea ne-am și rugat pentru ca prezența lui Dumnezeu prin cuvântul lui să ne ridice în sus. Amin. În dreptul fiecărui nume de om, poți să tragi o liniuță și să scrii ceva. Dacă v-aș da acum câteva nume, am putea trage liniuță și să scriem ceva în dreptul lor. De exemplu, dacă am notat numele acesta în seara aceasta, Iohannis, și am trage o liniuță, dumneavoastră ce ați scrie în dreptul lui? Foarte simplu, președinte. Și tot la fel, în dreptul fiecărui nume de om, putem să tragem o liniuță și să scriem. Doctor, inginer, profesor și așa mai departe, ministru, prim-ministru. Din punct de vedere moral, la fel putem să tragem o liniuță în dreptul oamenilor și să scriem. La unii tragem liniuță și scriem lacom, la altul tragem liniuță și scriem curvar, la altul tragem liniuță și scriem scârbos, la altul tragem liniuță și scriem rău, da? Și așa mai departe, putem în dreptul la fiecare nume de om să tragem liniuță și să scriem ceva din punct de vedere social, din punct de vedere moral sau din punctul de vedere religios. De exemplu, dacă eu v-aș spune în seara asta, punem numele Mihăiță Dănilă și tragem o liniuță, ce scrieți în dreptul meu, din punct de vedere religios? Păstor, evanghelist, învățător, nu? Scriem numele lui, tragem o liniuță, ați scrie ceva, nu? Presbiter, la altul casier, la altul cenzor, la altul secretar și așa mai departe. Ei, acum gândiți-vă în seara asta că notăm un nume, Ilie, și tragem o liniuță. Și generația din timpul lui a scris, omul lui Dumnezeu. Adică că peteniile care veneau de la casa regală îi se adresau lui Ilie care era pe munte și strigau, omule al lui Dumnezeu, văduva din pătura de jos zicea, cunosc acum că ești omul lui Dumnezeu. La Elisei o bogătană zice, să facem o cameră pentru că pe aici trece omul lui Dumnezeu. Deci generația lui Ilie a tras liniuță și a scris în dreptul lui omul lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, dacă notăm numele tău și tragem o liniuță, ce să scriem? Cine ești tu? Cine vrei să devii? Ce vrei să ajungi? Generația din timpul tău, după ce tu treci, va trage o liniuță și va scrie ceva. Ce? Cine ești tu? Ce vrei să fii? Acum, dacă, de exemplu, intră cineva în Reșița, un străin, și ar întreba pe primii oameni, sau pe careva, domnule, știți cumva unde locuiește un penticostal? Oh, cum să nu? Arată o grămadă de case unde locuiesc penticostale. Dacă ar întreba, băi, știți unde locuiește un baptist? Cum să nu? Știi unde locuiește un ortodox? Cum să nu? Și arată. Dar dacă ar întreba când ar intra în localitatea de unde veniți dumneavoastră, nu vă supărați, unde locuiește omul lui Dumnezeu? Ar arăta spre tine și casa ta? Dacă ar veni un străin în localitatea de unde ești, zice, domnule, am venit să mă întâlnesc cu omul lui Dumnezeu. Vreau să văd, să intru la casa omului lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, ar arăta spre dumneavoastră? Ar arăta spre tinerii de aici, din cor, din orchestră, la dumneavoastră, la balcon, dumneavoastră sunteți oamenii lui Dumnezeu. Cine vreți să fiți? Ascultați-mă, eu nu sunt încă omul lui Dumnezeu, dar voi fi, pentru că îmi doresc. La mormântarea mea vreau să trag o liniuță și nu vreau să scrie nici păstor, nici învățător, nici evanghelist. Vreau să scrie omul lui Dumnezeu. Ascultați-mă, ați trăit o viață în biserică degeaba dacă nu atingeți excelența de a fi omul lui Dumnezeu. Dacă ne mulțumim cu mediocritatea și nu ne dorim în interiorul nostru, în mintea noastră, să facem asta un vis, un țel, un scop. Dom'le, eu vreau să fiu omul lui Dumnezeu, nu vreau să fiu un penticostal. M-am săturat de penticostali. M-am săturat și de baptiști.
M-am sturat și de ortodox. Vreau să fim oamenii lui Dumnezeu. Amen. Dumneavoastră ce vă doriți? Aveți și dumneavoastră visul ăsta? Ca să știu, mergem mai departe, că dacă vreți să fiți penticostali, las pe frați. Să vă conving. Eu n-am venit să vă conving să fiți religioși. Eu am venit să vă conving să fiți oamenii lui Dumnezeu. Amen. Ei, acum luăm pe Ilie, pentru că este omul lui Dumnezeu despre care vorbim în seara aceasta, și încercăm să creionăm un pic. Încercăm să pictăm imaginea unui om de Dumnezeu. Dumneavoastră vreți să fiți oamenii lui Dumnezeu, aveți dorința asta ca și mine, și vrem să vedem cum arată un om al lui Dumnezeu. Na, acum să știți că e foarte simplu, pentru că spune Biblia despre Ilie că Ilie era supus acelor slăbiciuni ca și noi. Dar a avut un lucru. S-a rugat. Și dumneavoastră vă rugați. Numai că Ilie era ciudat în rugăciune, nu se ruga ca noi. Ia gândiți-vă dumneavoastră că aici a fost o secetă de 3 ani și jumătate. La noi în țară a fost o secetă de 1 lună. Și-a întors țara pe dos. O băgat-o în criză. Și nu numai țara asta și țările din jur, parcă ar fi fost o criză mondială după o lună de secetă. Vreau să vă întreb, soboarele de preoți, Biserica Ortodoxă, Patriarhul, episcopii, mitropoliții, președinții de comunități baptiste, penticostale, păstorii de la penticostale, de la baptiști, bisericile baptiste și penticostale, când a fost seceta, ce s-au rugat? Să vină ploaia. Oameni buni, trebuie să înțelegeți, Ilie s-a rugat să nu plouă. Ăsta era nebun, ciudat. Adică cum mă, toți se roagă să ploaie, tu te rogi să nu ploaie? Păi acum închipuiți-vă că a fost o lună de secetă și eu să ies și dumneavoastră, Biserica Penticostală, să ieșiți în mijlocul orașului să vă rugați să nu plouă. Ce ar fi zis lumea dumneavoastră? Gândiți-vă că a fost pandemie 2 ani și să fie ieșit toată Biserica Penticostală în centru să se roage, Doamne, mai 1 an și jumătate de pandemie. Păi ce zicea lumea de noi? Dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Ilie era ciudat în rugăciune, nu se ruga ca noi. Toată lumea se ruga într-o formă, el se ruga în direcția cealaltă, pentru că mergea pe undă cu Dumnezeu. Noi ne rugăm pe undă cu lumea, aceeași rugăciuni. Ilie se ruga ciudat. O singură dată am auzit despre un tată care s-a rugat cam în felul următor. Doamne, rupe-i picioarele lui fiul meu. Rupe-i mâinile, numai să se pocăiască. Dar în rest, cum ne rugăm? Doamne, să ia examene, să n-aibă nicio zgârietură, să aibă Mercedes, să aibă BMW, să aibă casă, să ducă în călătorie. Nu e așa că omul lui Dumnezeu când vine e cam ciudat, auzi, să rupă picioarele și mâinile. Pentru că omul lui Dumnezeu gândește în forma lui Dumnezeu. Dumneavoastră vă rugați toți și eu mă rog, dar Ilie era ciudat și a ajuns pericolul public numărul 1. Pentru că dumneavoastră gândiți-vă, împăratul îi zice la Obadia, zice, hai să mergem prin toată țara, poate găsim câte un firișor de apă să nu moară Caterii. Când l-a văzut pe Ilie, zice, tu nenorocești pe Israel. Zice, nu este împărăție, zice Obadia, în care să nu te fie căutat împăratul să pună mâna pe tine și să jure fiecare împărăție, adică a pus fiecare împărăție să jure că nu te-a găsit. Pentru că Ilie era pericol public. Pentru că atunci când s-a înfățișat înaintea lui Ahab, a zis, Ahab, fii atent, cheia de la cer la mine. Plouă când zic eu și eu mă rog să nu plouă. Și nu s-a rugat o lună să nu plouă, nu jumătate de an, nu 1 an, nu 2, nu 3. 3 ani și jumătate Ilie s-a rugat să nu plouă. Și știa tot Israelul că nu plouă din cauza lui Ilie, că i-a spus asta lui Ahab. Pentru că Ilie a zis, va ploua la cuvântul meu, pentru că omul lui Dumnezeu are în proporție egală ce zice Dumnezeu execută și ce zice el face Dumnezeu. Când Dumnezeu a zis, Ilie, te duci la Cherit, am înțeles. Ilie, te duci la Sarepta, am înțeles. Și acum zice Ilie lui Dumnezeu, Doamne, să nu ploaie. Cât? 6 luni? Nu. 1 an? Nu. 2 ani? Nu. 3 ani? Nu. 3 ani și jumătate. Bine, Ilie, așa facem, închidem cerul și când zici tu cu cheia, deschidem.
ciudat om, să te rogi să nu plouă. Dar vreau să vă întreb, de ce s-a rugat Ilie să nu plouă? Doreau ploaia ca și cum am dorit noi când au fost secere. De ce s-a rugat Ilie să nu plouă? Pentru că dumneavoastră trebuie să știți, Dumnezeu avea să transmită un mesaj poporului și poporul nu era atent, avea treabă. De mii de ani același lucru. Oamenii lui Dumnezeu ar trebui să fie ciudați în rugăciune. Pentru că Dumnezeu are să transmită un mesaj poporului și n-are la cine. Pentru că noi ne-am urcat într-un accelerat și Dumnezeu pe peron zice, atenție, atenție, că vreau să vă spun și eu ceva. Nu putem că ne grăbim azi. Mai avem treabă. Dumneavoastră știți care e diferența dinainte de pandemie și după pandemie? Înainte de pandemie eram într-un accelerat și nu ne puteam opri. Acum, după pandemie, ne-am urcat în rapid ca să recuperăm aia 2 ani. Am înnebunit de tot. Deci, nu se poate. Uitați-vă la noi. S-au terminat 2 ani de pandemie și Dumnezeu parcă vezi, bă, v-am oprit că am un mesaj de transmis pentru voi. Voi nu vreți să fiți atenți. Am spus, stop! Oprire! Noi cum am văzut că s-a terminat pandemia, am urcat în rapid să recuperăm. Ascultați-mă, înainte de pandemie, adică pandemia a fost un strigăt. Acum, după pandemie, avem parte de un cântec. Dar ascultați-mă, va veni un răgnet care o să vă dea jos din rapiduri pentru că nu ține cu Dumnezeu. Ei, Ilie zice, Doamne, dacă o să plouă, ăștia nu s-a atenți la mesajul Tău. Dumneavoastră știți ce însemnează 3 ani și jumătate de secetă? Erau aproape să-și mănânce copiii. Tot poporul s-a oprit și era gură casca. Și Ilie zice, acum adună-i pe toți la Carmel, că trebuie să le transmit mesajul lui Dumnezeu. Ăștia nu se puteau opri. De-aia Ilie a zis, Doamne, nu un an, nu doi, că ăștia nu se opresc. 3 ani și jumătate până au rămas toți paf, praf. Nu mai aveau ce să facă, cum am fost noi în pandemie. Și nu, acum ce să facem? Mergem pe Carmel să vedem ce zice Dumnezeu. Știți ce a zis Dumnezeu? Știți care era mesajul lui Dumnezeu? Mesajul lui Dumnezeu de atunci, de mii de ani, este la fel astăzi. Ia auziți dumneavoastră ce zice mesajul lui Dumnezeu. Versetul 21, dacă poți să pui, 1 Împărați, capitolul 18, versetul 21. Și atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis, până când vreți cu mai mulți dumnezei? Asta e întrebarea. Până când vreți cu mai mulți dumnezei? Până când rostiți numele lui Jehova, dar în timpul săptămânii mergeți după Baal? Până când vreți să ascultați predici despre sfinți, dar vreți să trăiți ca vedetele de la Hollywood? Până când vreți să trăiți cu mai mulți dumnezei? Până când vrem să rostim numele oamenilor lui Dumnezeu, dar vrem să trăim ca Ahab? Până când? Asta e întrebarea. Până când vreți cu mai mulți dumnezei? Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, seceta în Biblie, ciuma sau pandemia în Biblie, este pedeapsa lui Dumnezeu pentru că poporul lui Dumnezeu a ajuns idolatru. Dacă vreți, citiți în Scriptură și o să vedeți. Ciuma sau pandemia, seceta, este pedeapsa lui Dumnezeu nu pentru că păgânii sunt idolatri, ci pentru că poporul lui Dumnezeu a ajuns idolatru și are mai mulți dumnezei. Ascultați-mă, seceta și a fost pandemia este datorită bisericii pentru că a ajuns idolatre. Uitați să vă citesc câteva versete dacă vreți. Dacă pot să afișez 2 Cronici, capitolul 7, versetul 13, dumneavoastră știți versetul ăsta, noi avem un bătrânel acolo tare sfânt și simpatic, când se rostește asta pentru rugăciunea la țară, el zice cam în felul următor, când se citește, când voi închide cerul și nu va fi ploaie, și el zice că era în timpul secetei, zice asta e acum. Zice, când voi porunci lăcustelor să mănânce țara? El zice, asta e de 30 de ani că lăcustele astea care mănâncă țara sunt guvern. Și de 30 de ani sunt numai lăcuste care mâncă toată țara.
Și zice, și asta e de 30 de ani, de la Revoluție. Zice, când voi trimite ciuma, pandemia, poporul meu, zice, asta e de 2 ani. Lasă acolo, la 13. Cine închide cerul să nu fie ploaie, să fie secetă? Cine poruncește lăcustelor să mănânce țara? Cine trimite ciuma în popor? Cine? Dumnezeu. De ce? Ascultați-mă, dacă ăia din guvern mănâncă țara din cauza bisericii, dacă este secetă, este din cauza poporului lui Dumnezeu. Dacă este pandemie, este din cauza bisericii, pentru că a ajuns idolatră. Noi ne uităm și ne uităm în lume și zicem, Doamne, ce-a ajuns lumea asta, câtă stricăciune și putreziciune, auzi, bărbat cu bărbat, femeie cu femeie, este chem numărul 1, numărul 2. Numai, dumneavoastră știți ce se întâmplă asta? Pentru că biserica nu mai este sare și nu poate opri putreziciunea. Atâta timp cât poporul lui Dumnezeu este sare și are puterea de a săra, lucrurile nu putrezesc, nu se strică. Dar când biserica poporului Dumnezeu își pierde gustul de sare, putreziciunea se duce înainte. Și ceea ce vedeți dumneavoastră în țară, în lume, în lume e de înțeles, că biserica nu mai are niciun efect. Românii încă mai au biserică, încă mai au puterea de săra. Dar dumneavoastră, dacă vedeți că înaintează stricăciunea, să știți că e din cauza noastră, pentru că noi nu mai suntem sare! Și pentru că poporul lui Dumnezeu a ajuns idolatru. Pune, te rog, dacă poți, Ieremia, capitolul 5, versetul 23. Uitați, vă rog, ce scrie aici la Ieremia, capitolul 5, versetul 23. Poporul acesta are însă o inimă dârză și răzvrătită. Se răscoală și pleacă și nu zic în inima lor. Să ne temem de Domnul Dumnezeul nostru care dă ploaie la vreme, ploaie timpurie și târzie și ne păstrează săptămânile hotărâte pentru seceriș. Din pricina nelegirilor voastre, și asta vorbea poporul lui Dumnezeu, n-au loc aceste orânduiri, păcatele voastre vă lipsesc de aceste bunătăți. Deci când se dereglează orânduirile lui Dumnezeu, de vină este poporul lui Dumnezeu pentru că trăiește în păcat și în idolatrie. Dacă poți să pui, pune și Ieremia 50 cu versetul 38. Ia uite ce spune aici. Seceta peste apele lui ca să sece. De ce? Căci este o țară de idol și au înnebunit cu idolilor. Deci tot ce vedeți dumneavoastră sunt niște pedepse și nu vă mai uitați în lume la ăia și la ăia. Că ăia-s vinovați de ceea ce se întâmplă în țară. Noi suntem vinovați de ceea ce se întâmplă în țară pentru că am ajuns idolatri. Dacă v-aș întreba după masa asta, câți dintre dumneavoastră sunteți idolatri, probabil că n-ați ridicat niciun mână. Pentru că dumneavoastră nu înțelegeți ce însemnează idolatrie. Dragilor, idolatrie nu însemnează fără Dumnezeu. Nu însemnează fără Biblie la subsoară. Nu însemnează fără predică la amvon. Nu însemnează fără orchestră și fără cor. Nu! Ci idolatrie însemnează nu fără Dumnezeu, ci cu mai mulți Dumnezei. Păi întrebarea cum era? Până când? Vreți cu Bal? Nu. Ce zice întrebarea? Până când vreți și cu Jehova și cu Bal? Deci ăștia nu au exclus pe Jehova din viața lor, oameni buni, ci au adăugat un Dumnezeu la viața lor. Și asta se numește idolatrie. O grămadă de oameni cu Biblia la sub soară, care citesc în Biblie, care vin la biserică, care cântă, care se roagă, care spun poezii, dar mai au și alți Dumnezei. Nu-i fără Dumnezeu, că atunci ne-am prinde. Ce este și cu Dumnezeu și cu alt Dumnezeu. Și cu Jehova și cu Bal. Păi dumneavoastră chiar aveți impresia că dacă îl întreba cineva pe Ahab în vremea asta de aici din Biblie, și zicea, crezi în Dumnezeu? El spunea că nu. Păi Ahab a avut experiențe pe care dumneavoastră nu le aveți cu Dumnezeu. I-a spus Dumnezeu, fii atent aici, ai să-i bați pe sirieni ca să știi că eu sunt Domnul. Să însuși Domnul a văzut pe Ahab cum se pocăiește, se smerește, zice, l-ai văzut cum s-a smerit. Nu era problema la Ahab că nu știe nimic de Jehova
sau că nu l-a vrea pe Iehova, ci pentru că a acceptat și pe Baal și pe Astartea. Și aveți, avea mai mulți Dumnezei. Și Ilie pune întrebarea, până când vreți? Cu 2, cu 3, cu 9, cu 100? Până când? Pentru că Biblia mea scrie să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Și idolatrie nu însemnează fără Dumnezeu, ci însemnează cu mai mulți Dumnezei. Păi dumneavoastră chiar aveți impresia că dacă îl întreba cineva pe Solomon, care a fost târât în idolatrie, să-l fi întrebat cineva pe Solomon, auzi, tu nu crezi în Iehova? Solomon zicea, nu, eu nu cred în Iehova. Păi dumneavoastră știți ce experiență a avut Solomon? Gândiți-vă că a venit Dumnezeu și a pus întrebarea, cerem ce vrei să-ți dau. Deci nu era problema că Solomon nu credea în Iehova, ci că a construit case pentru toți Dumnezeii nevestelor lui și s-a închinat la fiecare Dumnezeu. Și a avut mai mulți Dumnezei. Păi ia gândiți-vă când a apărut Pavel într-o localitate și o zi zice, știți ce Dumnezeu vreau să vă predic? Eu, ați scris voi, unui Dumnezeu necunoscut. Și el zice, da, hai să auzim, mai vrem un Dumnezeu. Dar când Pavel a zis că ăsta e singurul Dumnezeu, atunci se vezi revolta, au strigat câteva ceasuri în gura mare, mare este zeiță, Diana zeiță efesenilor. Păi mă, oameni buni, ăștia n-aveau nicio problemă că mai acceptau un Dumnezeu. Și vrei un Dumnezeu necunoscut, spune-ne despre el. Dar aveau mai mulți Dumnezei. Când Pavel și-a spus că există un singur Dumnezeu, a început revolta. Gândiți-vă ce scrie Iacov în cartea lui, zice, simțiți-vă ticăloșia, oameni cu inima împărțită. De ce înseamnă asta? Ce înseamnă oameni, știți ce înseamnă asta? Ticăloșie. Să știți că ticăloșii sunt în biserică. Idolatrii sunt în biserică pentru că au inima împărțită. Pe o bucată de inimă scrie Jehova Dumnezeu, pe altă bucată scrie altceva. Deci trebuie să înțelegeți, după părerea mea, biserica în marjă mare este idolatră. Majoritatea oamenilor din biserică sunt idolatri, adică au mai mulți Dumnezei. N-ai putea spune că l-au lepădat pe Jehova, că n-au Biblie, dar au mai mulți Dumnezei. Și acum trebuie să știți, Dumnezeul ăla fals de atunci, îi și acum, numai că și-a schimbat o literă din nume. Nu se mai numește Baal, se numește Ban. Ați auzit de el? Numai o literă și-a schimbat. Atunci se numea Baal, acum se numește Ban. Și trebuie să știți că Domnul Iisus, când a predicat pe munte, l-a numit pe Mamona Dumnezeu. Și a spus el, nu puteți sluji la doi Dumnezei. Și lui Dumnezeu și lui Mamona. Nu se poate. Ei, noi știți cum vrem. Și cu Dumnezeu și cu Ban. Nu zice Ban. De-aia doi da. Că-i ba la noi puteți să punem la auri. Nu-i nici Ban. E Ban. Înțelegeți dumneavoastră? Ei, noi, nu-i problema dumneavoastră să veniți liniștiți duminica la biserică, numai luni, marți, miercuri, mergeți cu domnul Ban de mână toată ziua. Și duminica suntem cu Jehova. Da. Nu, că copiii ăștia pricep mai mult, să știți. Știu ei și ei au pe tot Dumnezeu ăsta la un. Ia dați-le la copii un telefon cu butoane, să vedeți cum fac. Întrebați, vor un iPhone, ultima generație, sau un telefon cu butoane Max.com? Și o să vedeți ce iubesc ei mai mult. Gândiți-vă că eu am un băiat de 8 ani și băiatul ăsta, într-o familie, îl întreabă cineva, că veni vorba de copii și facem o paranteză, îl întreabă cineva, eu n-am fost acolo, zice, băi, tu ce vrei să te faci când ești mare? Și fiul meu zice, fotbalist. Dar ăștia se uită la el, mă! Păi tu trebuie să te faci ca taică, tu mă, evanghelist, mă, predicator. Ăsta mic de 8 ani le zice la ăștia, la familie, ce nu se câștigă mulți bani. Messi, Ronaldo. Îți dai seama, mă, la 8 ani. Dar voi ăștia din biserică, tinerii, ca cine vreți? Ca Ronaldo sau ca Ilie? Am întrebat într-o biserică, mă, la o întâlnire de tineret, voi îl știți pe Asaf? Nu. Dar pe Messi îl știți, cum să nu? Păi ascultați-mă, ei dau aici de chitară, dar afară fac buzunarele și ei cam mari. Ascultați-mă,
Până când vreți cu mai mulți Dumnezei? Până când venim în biserică, dar iubim Hollywood-ul? Până când? Crezi că ne putem juca cu Dumnezeu la infinit? De-aia vine și pandemie, de-aia vine și secetă, de-aia vine o grămadă, pentru că dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Oamenii nu mai răspund la primul nivel de a vorbi al lui Dumnezeu prin cuvânt. Dumneavoastră ascultați predici de ani de zile și nu vă mai schimbați cu nimic pentru că ați ajuns în pietriți. Poți să chemați predicatori, faceți rar că se mai schimbă. La fel rămânem ani de zile. Nu ne schimbăm nimic, că nu mai avem reacție la cuvânt. Și Dumnezeu face un pas mai sus. Și trimite pedepse, și trimite urgii, și trimite pandemii, și trimite lucruri ca să ne trezească. Dar nu ne trezim nici aici. Atunci face un pas mai sus și trimite niște avertizări. Fiți atenți aici, dacă nu ascultați, o să las jugul Babilonului pe voi. Și rob să vă duceți. Că robi ați vrut să fiți toată viața. Dar are avertizări prin oamenii lui Dumnezeu. Dar știți ce a făcut poporul Dumnezeu? I-a omorât și pe ăștia. Și s-au dus în robie. Încă mai există avertizări. Încă mai există pedepse. Oameni buni, înțelegeți? Nu se poate să trăim așa. Nu se poate să vii duminică dimineața la cina Domnului și după masa să te duci la grătar, la iarbă verde. Nu se poate! Alegeți odată ce vreți să faceți. Nu vă mai bateți joc de poporul lui Dumnezeu. Nu se poate să iei cina de dimineață și după masa să ai alți Dumnezei, să ai altă treabă. Păi cum se poate să iei la cina Domnului sângele Domnului Iisus în care e viața lui Hristos care curge prin trup, dar să nu vrei trupul? Păi dumneavoastră vă gândiți că sunteți mătulare într-un trup. Cum se poate dimineața să bei sângele din trup și după masa să nu vrei să fii în trup? Și joi să nu vrei să fii în trup. Și marți să nu vrei să fii în trup. De ce? Pentru că mergem după bani. Și eu nu mai vreau să mă joc cu pocăința. Dumneavoastră, dacă vreți să rămâneți religioși, e treaba dumneavoastră. Dar eu vreau să am mesaje pentru oameni care vor să fie oamenii lui Dumnezeu. Și întrebarea este, până când? Lasă versetul 21 să vedeți ce a răspuns poporul. Exact ce face biserica. Ia uite ce zice la ultima frază. Poporul nu i-a răspuns nimic. Cam așa plecăm noi după predică acasă. Nu zicem nimic. Trebuie să ziceți ceva. Cât mai vreți să fim idolatrii în Biserica lui Dumnezeu? Acum, ca să vă verificați practic, gândiți-vă la ce vă spun. Vi s-a întâmplat vreodată când citiți în Biblie, adică dumneavoastră citiți în Biblie cam în fiecare zi, și când citiți în Biblie, trebuie să știți că vă uitați în gândirea lui Dumnezeu și în inima lui Dumnezeu. Aici e inima lui Dumnezeu și gândirea lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, vi s-a întâmplat vreodată când citiți în Biblie să vi se ducă mintea în altă parte? Și fiți sinceri, când vi se duce în mintea în altă parte, vi se duce la droguri? Nu la droguri. La whisky? Nu la whisky. Vi poftă de un Marlboro? Deci nici la asta nu vă gândiți. Vă gândiți să omorâți pe cineva, să dați foc la casa cuiva când vă pleacă gândul din Biblie? Dar la ce vă gândiți? Vă spun eu, la lucrurile de pe pământ. Și atunci trebuie să știi, dacă ceva te ia din gândirea lui Dumnezeu și te duce în altă parte, ăla este Dumnezeul tău! Cum se poate să nu poți închide ușa după tine când citești în Biblie? Zice Biblia, când te rogi, ce să faci? Cui e ușa după tine? Eu rămân cu Dumnezeu. Oameni buni, să nu vedeți că nu mai putem rămâne cu Dumnezeu? Citim în Biblie, ne punem pe genunchi și ne gândim când vin termopanele. Păi, măcar să stăm pe fotoliu să le așteptăm. Dar stai și pe genunchi să te gândești la nu știu ce. Nu vi s-a întâmplat niciodată. Să vă pune să citiți în Biblie, zice, bă, dar nu știu ce aparat, nu știu ce trebuie să vină la casă, la mașină, la...
Măi, oameni buni, dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Atâta timp cât puteți închide ușa după dumneavoastră să vă concentrați în Biblie și în rugăciune, puteți să faceți €1.000.000, nu-i treaba mea. Dar când mintea vi se duce, citesc în Biblie, mă pun pe... Asta însemnează că alt Dumnezeu ne-a cucerit. Și de obicei, Dumnezeii care ne cuceresc nu sunt nici drogurile, nici băuturile, nici curviile, sunt lucrurile de pe pământ care ni le-a dăruit Dumnezeu, adică binecuvântările Lui. Pentru că trebuie să știți, întotdeauna Dumnezeu trebuie să fie stăpân și lucrurile materiale trebuie să fie, sau banul trebuie să fie slugă. Nu poate să fie doi Dumnezei. Zice, ori ții la unul și ne socotești pe celălalt, ori unul stăpân, unul slugă. Acum, cine e stăpân și cine e slugă? Păi ia gândiți, dacă e Dumnezeu stăpân și citesc în Biblie și mă pun pe genunchi și mă rog cu El, pot să închid totul după mine că El e stăpân. Dar dacă banul e stăpân, citesc în Biblie și mă gândesc la lucruri materiale. Mă pun pe genunchi și mă gândesc la lucruri materiale pentru că banul e stăpân. Și ascultați-mă, de-aia v-am spus, dacă Domnul este stăpân și banul e slugă, puteți să aveți foarte multe slugi că e mai ușoară viața. Bă, trimite o slugă, auzi, ăștia se duc în Oltenia. Trimite-mă o slugă în Oltenia, că tu ești stăpânul. Trimite o slugă la văduve, o slugă la orfani, o slugă o trimis prin Ucraina. Dar ascultați-mă, când banul și pământul e stăpân, atunci îți ordonă El ție. Și zice, banul, ce-i acum? Marți seara, pe ce-i acum? Rugăciune. Bă, nu te dui la nicio rugăciune, bă, gata aici, faianța și gresia, până de seară stai la ora 11. Pentru că tu ești sclav, tu nu mai ești stăpân. Și banul, și posesiunea, și lucrurile materiale sunt stăpân și îți ordonă. Am zis la un moment dat într-o adunare, zic, dumneavoastră știți, ați văzut vreodată vreo telenovelă, știți ce înseamnă telenovelă? Și unul după predică atât o ținut minte să mă întrebe, vă mai uitați la telenovele? Mă zic, am văzut și eu la viața mea destule. Dar ascultați-mă, nu trebuie să te uiți la niciun televizor să vezi telenovele, că ele sunt aici. Și îți dă marcă bună. Noi suntem cei mai tari regizori de telenovele. Știți ce înseamnă o telenovelă? Fiți atenți aici la povestea asta. Un prinț, un bogătan, un patron, se îndrăgostește de o amărâtă, de o nenorocită. O ia, îi schimbă numele, îi dă moștenire, o îmbracă, o face ducesă și prințesă și se uită la ea, mă, pentru că ești regina mea. Uite cum facem. Nu mai vreau să-ți meargă rău. Vreau să-ți angajez slugă. Și-ți pun șofer. Și te duce șoferul la magazin și șoferul e hamal și scare plasele și dacă îi spui la debarat, la debarat ți le pune, dacă spui în magazie sau în frigider acolo, ți le pune pentru că ești regina mea. Și pentru asta îți pun slugă. Peste 2 ani, telenovelă. Ea se îndrăgostește de șofer. Și prințul zice, asta e nebună. Fii atent, i-a făcut viața mai ușoară. Am luat-o din gunoi, din noroi, am făcut viața ușoară și ea s-a îndrăgostit de șofer. Asta e povestea Bibliei. Un Dumnezeu care ne-a luat din gunoaie, de la căldare, ne spalam în lighean. Și au zis, bă, amărâților, mă, sunteți fiii mei, mă, sunteți prinții mei, mă, sunteți prințesele mele, hai mă să vă fac să meargă mai bine, mă, uite, vă dau și casă, vă dau și mașină, vă dau și o afacere, vă dau și bani. Și după câțiva ani, fiți atenți, uitați-vă în Biblie, Dumnezeu e atât de rănit că vorbește cu cerurile. Mirați-vă ceruri și îngroziți-vă! Înspăimântați-vă! Ăștia s-au îndrăgostit de slujile care le-am dat eu! Păi mire, mă, cum te-ai îndrăgostit de darurile lui Dumnezeu? Că astea îți fac mintea să plece din cuvânt și de la rugăciune. Tocmai ce ți-o dat Dumnezeu? Mașina, casa, copilul, nepotul. Astea îți fură mintea. Și am ajuns cu mai mulți Dumnezei. Doamne, ai milă de noi. Ne-am îndrăgostit de slugi. Și slugile au început să comande.
Și banul comandă pe foarte mulți pocăiți. Și copiii și nepoții și posesiunile materiale și afacerile ne comandă pe mulți. Ascultă-mă, eu n-am o limită să-ți dau să spun, domnule, faceți 100 de milioane și aici vă opriți toți. Că dacă faceți mai mult e păcat. Eu nu știu, dar știu un lucru. Țineți-vă în limita aia în care puteți să închideți ușa după dumneavoastră, să rămâneți în cuvânt și în rugăciune. Amin. Dacă ai firmă, domne, și ai ora ta în Biblie și în rugăciune și nu te fură, e ok. Dar dacă stai cu telefonul după tine la biserică, că nu știu ce curs ai pe la firmă, stai să văd, scrii mesaje la șofer, vezi că nu știu ce, ai o mare problemă. Tu ai venit aici, dar Dumnezeu tău e altul. Pe mine nu mă interesează, poți să ai casă, poți să ai mașină, poți să ai firmă, dar tu ești stăpân. Că Hristos n-a murit ca să fii sclavul banilor și nici a pământului. Tocmai de asta a venit. Să domnim împreună cu Hristos! Amin. Binecuvântat să fie El. Amin. Și atunci fiecare se poate verifica. Eu nu spun cât să aie. Că se poate unul să aibă o bicicletă. Și aia toată ruginită și să pune pe genunchi și să gândește. Bă, oare n-o căzut lanțul aia? Trebuie să mă duc să văd. O, în regulă. Iară se duce. Nu. Și poți să ai. Bă, după nu mă interesează cât ai. Mă interesează, domnule, când e biserică, e biserică. Când e Biblie, e Biblie. Când e rugăciune, e rugăciune. Și în fiecare zi trebuie să închizi ușa și să rămâi cu un singur Dumnezeu. Și ieși afară și comanzi. Toți sunteți niște slugi. Banii, slugi, duceți-vă acolo, duceți-vă acolo, duceți-vă acolo, duceți-vă acolo. Dar nu-mi ordonă ei mie. Cineva a zis în felul următor. Și am căutat biserica și am găsit-o în lume. Și am căutat lumea și am găsit-o în biserică. Uluitor! Biserica a devenit lumească și lumea bisericoasă. Gata. Toți avem biserică, toți avem religie. Când cauți, în lume. Când cauți lumea, e bisericoasă. Și unul s-a rugat așa, zice, Doamne, până acum m-am rugat să nu semăn cu lumea, dar zice, de acum mă rog să nu semăn cu biserica, că seamănă cu lumea. Dragilor, biserica trebuie să fie ca o corabie și dumneavoastră știți lucrul ăsta care plutește pe ape. Apele în Biblie sunt gloate multe, adică noi mergem prin lume, dar lumea nu intră în noi. Adică corabia, biserica merge prin lume, dar lumea nu intră în ea. Și toți din lume se miră ca după un Titanic. Wow! Uite cum strălucește biserica deasupra apelor. E ca o cetate așezată pe munte care nu poate rămâne ascunsă și lumea trebuie să fie fascinată de imaginea bisericii. Ei, dar ce se întâmplă? Vine unul din biserică și dă o gaură în corabie cu un burghiu. Care e cel mai mic? Nu știu. 0,5, 1. Nici tu nu știi, nu ești cu astea. 0,5, 1, da? O fi cel mai mic, să zicem 1. Și dai cu burghiu gaură de 1. Vreau să vă întreb, ce se întâmplă? Vă spun eu, nimic. Poți să dormi liniștit și o zi și două și nouă. În 15 ani, biserica nu mai e. Pentru că diavolul știe lucrul ăsta. Dacă ar pune o bombă să facă o gaură mare, ne-am trezit toți. Bă, la rugăciune, poate, nu vede ce e în biserică. Ăla s-o bătut cu ăla, eu spar nasul. Păi ăsta e bombă. Dar diavolul nu vă iau eu cu de-asta. Veniți toți cu nasul, veniți fardate, rujate, că nu. Deci eu vă iau așa, cu burghiu de unu. Dar ce e la burghiu de unu? Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, surorile. Ați auzit de bârfă? Am avut o predică în coadă despre bârfă, răutate, despre vorbiri de rău, despre clevetire și am zis așa, mă, numai dacă ați scoate vorbirea de rău, bârfa și clevetirea din viața voastră și ați pune în loc rugăciune,
fără să fi avut un timp de rugăciune special. Numai să puneți în locul bârfei o rugăciune sau rugăciuni ar fi trezire. Vine o familie după aia și zice, frate, vine să m-am dus acasă cu nevastă, mi-am gândit la ce zici dumneatale. Mă, dar noi ne ducem acasă după duminică dimineață, ne punem la prânz și începem. Cum a fost predica? Cum au fost cântările? Vă zice, frate Mihiță, dacă ne iei asta, nu ne mai rămâne nimic la masă. Pentru că asta e o delectare. Asta ne place când mâncăm. Păi cum, mă, rugăciune? Iar mâncăm, iar ne mai rugăm. Iar mâncăm, iar ne mai rugăm. Păi zice, ne-ai luat tot, nu mai rămâne nimic. Ascultați-mă. Și o soră vine cu burghiu de unul și o vorbi de rău pe cineva. Ascultați-mă. Noi nu suntem, am ajuns așa de mediocri, că nu mai suntem nici ca lumea. Suntem mai jos decât lumea. Gândiți-vă că lumea are tribunale de judecată. Este un judecător care judecă cazul și luni de zile adună probe și îi dă voie la cel care a înfăptuit fapta să fie de față. Noi ce facem? Mai rar găsești 2-3 oameni într-o biserică să nu se întâlnească unul cu altul și să vorbească de o a treia persoană care nu e de față și a făcut ceva rău. Păi nici tribunalul de lume n-a ajuns în halul ăsta. Și tribunalul de lume dă voie lui ăla să fie de față și să adună probe. Numai noi. Când suntem cu ea în față, Doamne să vă binecuvinteze, pacea Domnului. Când am ajuns acasă cu sora, băi, zice, mă, ai văzut, mă? Păi este mai josnic decât un tribunal lumesc. Dom'le, vrei ceva? Nu-i nimic. 2-3 martori, aducem și pe ea, avem niște probe, avem niște cauze, păi măcar ca ei să fim. Dar cum să discuți în lipsa lor ceva ce ei au făcut și nici măcar n-ai probele toate la dosar? Păi și în tribunalul de lume există alte cazuri care după un an de-abia s-au adunat toate probele. Și de-abia atunci spune judecătorul, judecăm cazul. Noi, judecători, la prima lovitură dăm cu ciocanul, știm. Și ai făcut-o. Dar ce am făcut rău? Le-am zis la mine la adunare, la noi la adunare unde slujesc, zic, a fost un botez și câțiva candidați de la botez nu se puteau lăsa de fumat. Și era cu ceva timp înainte de botez, zic, toată adunarea la rugăciune pentru ăștia, Dumnezeu să-i libereze. Dar întreb la biserică, fraților, care păcat e mai grav? Bârfa sau fumatul? Vă pun și dumneavoastră întrebarea asta. Amândouă sunt păcate. Dar acum, după dumneavoastră, care credeți că e mai grav? Bârfa sau fumatul? Ascultați-mă. Fumatul te afectează pe tine și familia ta că nu mai are bani. Bârfa afectează generații. Limba care bârfește este mai periculoasă ca iadul, pentru că iadul îi arde numai pe ăia răi, dar limba ta îi arde și pe bugi și pe răi. Mai pericol decât iadul, dar ca o țigară. Acum să nu tăiască să ăștia care taie pe la secționează din predică și pun mai... Eu zic fratele Mihaiță. Da, dar ia tot întregul. Și fumatul e păcat. Dar știți ce e interesant? Dacă acum ar veni unul în biserică care fumează, toți, că e bombă, l-am văzut cu pachetul în buzunar, bă, fumat, bă. Și e normal. Dom'le, omul ăsta trebuie pus la disciplină. Nu mai trebuie lăsat să cânte. Nu mai trebuie lăsat să predice. Eu vreau să vă întreb, dumneavoastră m-ați mai chemat pe mine? Dacă m-ați vedea cu o țigară undeva, m-ați mai chema să predic? Și dacă m-ar chema unii, nu cred că ați fi de acord. Dar știți ce e interesant? Că pe ăștia care bârfiesc și vorbesc de rău, haleluia, cu mâine pe sus, n-avem nimic cu ei toată viața. Aici să stați în biserică, că vă dăm diplomă la sfârșitul vieții pe care scriem, specialiști în perforare de corăbii.
Și cei mai mulți ați primit diploma. Am putea la sfârșit să dăm câte o diplomă specialiști, adică perforatori de corăbii. Cât cu burghiu de unul. Și după 15 ani, biserica nu se mai vede. Bă, dar zice, unde e, mă, dar ăștia au fost odată în flăcări, da? Și tu te întrebi, bă, dar nu a fost curvie, nu a băut nimeni, nu a fumat nimeni, nu s-a drogat, domnule, nu s-a dus, nu s-a... Pentru că diavolul nu te ia dintr-o dată. Ai temperatură 40 și într-o săptămână îți ia o liniuță, 39,9. Ce se simte? Și următoarea săptămână îți mai ia o liniuță, 39,8. Ce e aia? Ascultați-mă, știți când se vede? După 10 ani, după 15 ani, după 20 de ani, ajungi ca la frigider. Te întrebi și tu pe tine, băi, ce cu mine? Că doar n-am făcut lucruri mari. Mă duc la biserică, citești, dar ce cu mine? E simplu. Burghiu de unul. În viața ta, în biserică și biserica s-a scufundat. Dragilor, întrebarea rămâne aceeași. Până când vreți cu mai mulți Dumnezeu? Și Ilie îi îndeamnă la ceva. Măi, dacă Ban e Dumnezeul vostru, mergeți după El. Dacă Jehova e Dumnezeu, mergeți după El. Dar faceți ceva. Nu mai trăiți în idolatrie. Haideți să ne ridicăm la rugăciune și aș vrea ca aș vrea să puneți pe predica din seara aceasta o adresă. Unde vreți să o trimitem? Hai să-i punem adresa. Unde vreți dumneavoastră să meargă predica asta? Să punem numele pe adresă. La cine vreți? Că eu am fost la o biserică și am predicat despre dărnicie într-un oraș. Și după ce am predicat, vine unul la mine și zice, frate, trebuia dacă predicai predica asta la altă biserică, zice, acolo-s miliardari. Deci el imediat a pus pe predică o adresă și a scris numele la biserica aia altă. Vreau să vă întreb, puneți dumneavoastră ceva pe adresă. Cui trimitem predica asta? Poți să pui numele tău, să lași pe ceilalți în pace și la modul serios să te gândești, nu cumva ești un idolatru în casa lui Dumnezeu. Nu cumva și dumneata le trebuie să te hotărăști în seara asta cu câți Dumnezei vrei. Să spui, Doamne, e adevărat. Citesc în Biblie și îmi fuge mintea în altă parte. Mă rog și nu mai pot să mă rog. Nu mai am vremea mea trecută cu tine. Nu mai pot închide ușa după mine că au intrat Dumnezeii și m-au dus în altă parte. Doamne, în seara asta vreau să rămân cu un singur Dumnezeu. Amin. Și vreau să mă ajut să domnesc și celelalte lucruri, posesiunile materiale, să fie slugi. Mă lepăd de ele și nu le mai vreau. Fă lucrul ăsta pentru viața ta. Și dacă vrei să fii omul lui Dumnezeu, trebuie să înțelegi că trebuie să ai un singur Dumnezeu. De aceea se numește omul lui Dumnezeu. Dacă ești cu mai mulți Dumnezei, nu poți să fii omul lui Dumnezeu. Și dumneavoastră știu că undeva în interiorul dumneavoastră există o flacără de aia mică care spune, vreau să fiu omul lui Dumnezeu. Să ne lepădăm de toți Dumnezeii. Asta a fost și în Israel. De multe ori au fost niște revelații, niște descoperiri, niște avertizări și poporul a renunțat la ceilalți Dumnezei. Eu fac praf! Faceți praf în seara asta toți Dumnezeii străini și să ne întoarcem cu fața la un singur Dumnezeu. Și Dumnezeu a spus, zice, dacă de la marginea pământului vă întoarceți cu fața către mine și recunoașteți că eu sunt singurul Dumnezeu, eu o să vă ajut. Haideți să stăm în rugăciune cu toții, dar fiecare face o rugăciune personală. Ne rugăm.